Cine este Cristina One? Te rugăm să te prezinți. Eu sunt Cristina One, sunt fotograf și artist vizual. Am terminat liceul de arte plastice Nicolae Tonița, unde am studiat pictura. Am continuat studiul picturii și la Universitatea de Arte București. Teoretic sunt pictor, practic sunt fotograf. Tu ai ales fotografia sau fotografia te-a ales pe tine? Relația asta cu fotografia a început acum mult timp, în liceu. A mers cumva în paralel cu studiul picturii și al artelor vizuale. În clasa 9 am primit la tatăl meu un aparat Fuji Finepix, era o săpunieră, cum îi zic eu acum, și cu care am luat la rând și am pozat mai toate petalele florilor din parc și apoi am trecut la toți prietenii mei. Și practic cu startul ăsta al relației mele cu fotografia am ajuns cumva să, practic eu am ales-o pe ea și de cele mai multe ori și în restul timpului cumva mă găsește ea pe mine. Cum ai ajuns să faci genul de fotografie pe care îl faci acum? Ce te-a atras spre această zonă? Cred că aș putea fi încadrată în fotografia de portret și de fotografie de fashion, cumva dacă e să facem așa o medie. Însă în ultimul timp sunt foarte atrasă de fotografia conceptuală și de fine art și cu toate că nu prea am timp, adică aproape mai deloc nu am timp să-mi dezvolt proiectele personale, în care m-aș axa foarte mult pe genul ăsta de fotografie, cumva încerc ca joburile pe care le am să le împing foarte mult către fotografia conceptuală, cu toate că de cele mai multe ori briefurile se presupun a fi comerciale. Încerc cumva în funcție de fiecare client să îmbin practic comercialul, să-l împing la limita cu conceptualul. De-a lungul timpului cred eu că aproape le-am încercat pe toate. Am trecut de la fotografie de nuntă, la fotografie de produs, la fotografie de stradă, la fotoreportaj și la fotografie de peisaj, însă cumva cred că cel mai mult, cel puțin în momentul de față, mă regăsesc în ceea ce ar presupune fotografia conceptuală, în ideea de a, adică încerc practic să transmit prin fotografiile pe care le fac, să transmit o idee mai mult decât, nu știu, un produs sau un simplu brief pe care îl primesc. Adică dacă iau o cană de apă, spre exemplu, încerc să pozez modelul cu, nu doar cu cana de apă și să zâmbească la cameră, adică foarte simplist și rudimentar cumva și încerc mai degrabă să integrez respectiva cană ca un element care mă ajută să-mi transmit eu mai departe o idee. Spune-ne, ce conține trusa ta acum? Trusa mea foto e compusă momentan dintr-un Nikon D610, un Nikon D810. Cumva mi-am cumpărat D810 în ideea că va fi aparatul meu de bază și D610 va fi cumva backup-ul, însă am ajuns să-l folosesc mai tot timpul pe D610. E aparatul meu de zi cu zi. Mă înțeleg foarte bine cu el și l-am ajuns să-l stăpânesc foarte bine și practic backup-ul e de 810 mm de față. Ca obiective am Nikon 50mm cu 1.4G, 28mm cu 1.8G, un Samyang de 14mm cu 2, dacă nu mă înșel, și un umil Tamron de 70-300mm. Ești ambasador Samsung. Cum vezi evoluția smartphone-urilor și faptul că le utilizăm din ce în ce mai frecvent în pasiunea noastră? Cum văd eu evoluția? Cred că este efectiv inevitabilă, cel puțin în ultimii 10 ani. Și cred că, de fapt nu cred, sunt convinsă că a ajuns în ziua de astăzi practic o extensie telefonul, adică l-ai în buzunar, adică orice om are un telefon în buzunar, indiferent că e fotograf sau orice alt, activează în oricare alt domeniu. Îl are în buzunar și îl scoate, iar acel telefon inevitabil are o cameră pe el și practic devine o extensie a mâinii, camera respectivă, și poți fotografia în orice moment, practic în orice moment ai o cameră mică cu tine. Ce înseamnă să fii femeie fotograf în România? Cred că întrebarea mai corect pusă ar fi de ce, dacă este greu să fii fotograf în România, nu dacă este greu să fii fotograf femeie în România.
Și cred că este un drum anevoios, acela de a fi fotograf, așa cum sunt multe lucruri în România, sunt foarte nevoioase, cu toate urcușurile și coborâșurile. Eu personal nu m-am lovit de o astfel de preconcepție, adică nu mi-au fost refuzate joburi sau sau diversi oameni care să consideră că nu am făcut un lucru bun doar prin prisma faptului că sunt femeie. Nu știu, nu m-am lovit eu personal de treaba asta. În cele mai multe cazuri, clienții mă găsesc ei pe mine și cumva, practic, vin și apelează la mine pentru, adică după ce mi-au văzut portofoliu, după ce au văzut ce fac și cumva consideră că sunt potrivită pe jobul ăla sau nu. Iar ca sfat, cred că ar fi să încercăm, sfatul ăsta e valabil, consider, pentru oricine, să încercăm să ne triem clienții, în cazul în care facem asta, facem din fotografie un job, pentru că la început cu toți suntem tentați să acceptăm cât mai multe joburi, indiferent dacă sunt din domenii diferite, pe paliere diferite, și cred că treaba asta ne poate aduce foarte multe frustrări, pentru că poate că nu neapărat nu ai ajuns tu în stadiu, la un anumit stadiu al fotografiei pe care să o cunoști, încât să obții jobul respectiv să fie la un nivel foarte înalt, cât poate nu te potrivești cu brieful respectiv sau cu oamenii care au creat brieful sau cei care pun în aplicare brieful respectiv, și poate să fie mai degrabă o incompatibilitate cu oamenii respectivi și cu viziunea lor decât cu, practic, cu brieful respectiv. Că poate dacă ar fi pus în alt context brieful respectiv, rezultatul pe care l-ai face ar fi foarte bun. Deci cred că contează foarte mult și comunicarea cu clientul respectiv. Cred că e foarte importantă. Te rugăm să ne lași un mesaj, o încurajare pentru membrii comunității noastre. Păi, în primul rând, să studieze ABC-ul fotografiei, tot ce înseamnă tehnică, care, din punctul meu de vedere, nu este extrem de stufos. Adică lucruri de bază, cum ar fi ce e o diafragmă, ce e la un timp de expunere, ce e la un ISO, o compensare de expunere și cum sunt toate astea interconectate între ele. Și apoi, următorul pas după ce stăpânești cumva ABC-ul ăsta, ar fi să realizezi că o fotografie este mai mult decât un white balance corect, un cer expus corect, un focus pe subiect, nu știu, faptul că te ții de niște reguli de încadrare, cum ar fi regula treimii, care nu e doar aceea regulă, adică nu e singura regulă de încadrare, mai sunt și multe alte elemente și aspecte de care trebuie ținut cont. Și să studieze cât mai mult domeniul vizual și tot ce înseamnă, tot ce aparține domeniul vizual, de la pictură, sculptură, arhitectură, și să ajungă să înțeleagă de ce o lucrare sau un pictor sunt considerate de valoare, și în momentul în care ajung să distingă practic între o sculptură de valoare și una de gang și ajung să facă diferența asta, cred că în momentul ăla au făcut un pas important, indiferent ceea ce fac în domeniul artistic, fie că e fotografie, fie că e orice altceva.